Bun găsit! Astăzi vedem de ce apare și cum poate fi tratată celulita. Dermatologul Cristina Safta este alături de mine și ne va spune și cum putem preveni această coajă de portocală destul de deranjantă pentru mulți dintre noi. Așadar, doamna doctor, ce este de fapt celulita? Bună ziua, în primul rând, și mulțumesc pentru invitație. Celulita, medical vorbind, noi o considerăm ca fiind o boală inflamatorie infecțioasă acută. Însă, popular vorbind, îi spunem celulită acelui aspect inestetic asociat cu coajei de portocală pe care le întâlnim în mod deosebit în jumătatea inferioară a corpului și care apare din cauza rețelelor de fibroză care leagă pielea de țesuturile profunde. Bun, și de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că 80% din populație are celulită, chiar și la vârste mai fragede, nu neapărat mai după 40 de ani. Așa este. De foarte multe ori, un exces de țesut adipos, cauzat ori de alimentație sau de tulburările hormonale, ori de alte boli endocrine, ne fac să avem acest aspect de coajă de portocală ușor inestetic. Într-adevăr, preponderent apare în rândul femeilor, chiar de la adolescență, însă nici bărbații nu sunt feriți de această problemă. Deci, până la urmă, ca metodă de prevenție, contează sau nu alimentația? Contează mișcarea? Contează enorm și una și alta. Alimentația, în primul rând, pentru că la bază acest aspect inestetic se poate agrava și în funcție de ceea ce consumăm. Dacă avem o alimentație nesănătoasă, bogată în factori care ne cresc inflamația în organism, automat vor înrăutăți și statusul celulitei. Pe de altă parte, și mâncarea un pic mai sărată și stilul de viață sedentar predispun la această celulită. Adică putem vedea cu ochiul liber o modificare în momentul în care începem să facem mișcare și renunțăm, nu știu, la zahăr, la fast food sau chiar la sare în exces? Da, și foarte rapid. De obicei, după câteva zile, îmbunătățirile sunt vizibile și își păstrează rezultatul atât timp când suntem și noi consecvenți. Bun, și ca metodă de tratament, dacă e să fie ceva un pic mai grav, nu doar ceva estetic, ce ne deranjează așa vizual vorbind, ce putem face? Există, nu știu, o medicamentație sau putem apela și la remedii naturiste, diferite uleiuri, creme? Tratamentele în ceea ce vizează celulita le-aș putea împărți în mai multe categorii. Cele pe care le putem face acasă și poate sunt cele mai la îndemână, presupun pe lângă un stil de viață sănătos, chiar și administrarea unor suplimente alimentare sau consumarea unor plante de genul. Putem să bem ceai verde, e foarte bun în antioxidant și în același timp are un rol ușor diuretic care ne scapă de retenția de apă pe care o putem avea și care ne înrăutățește acest aspect vizual. Ce putem să facem medicalizat? Există tratamente device assisted care au la bază ultrasunete, lasere, diverse platforme care pot să scadă țesutul adipos în procente și chiar să-mi spargă benzile de fibroză, cele care cu adevărat îmi dau aspectul de coajă de portocală. Și în afară de ceaiul verde, mai există alimente, popular vorbind, minune, care să ne ajute să scăpăm de această coajă de portocală? Ceva minune, din păcate, nu există. Toate coroborate, toate alimentele, fructele, legumele și poate chiar o dietă mediteraneană, ea a spune, duce la îmbunătățire vizibilă. Contează și circulația sângelui și mai ales hidratarea, pentru că dacă nu bem apă, știm că toată pielea suferă, de fapt. Așa este și dacă rețin apă, mă ajută să beau și mai multă, ca să o pot elimina, chiar dacă pare paradoxal, este eficient și puteți să încercați. Și într-adevăr, femeile de obicei au și o insuficiență venoasă cronică, au varice, li se umflă picioarele și stilul de viață sedentar presupune fix aceleași lucruri și automat îmi înrăutățesc acest aspect de coajă de portocală, deci orice îmi drenează sau îmi pune în circulație crescută la nivelul membrelor inferioare, o să îmi îmbunătățească aspectul final. Așa se întâmplă și în rândul bărbaților, pentru că există un procent mai scăzut, dar există, de bărbați care suferă de această celulită.
Sigur că da, este dată tot de excesul de țesut adipos, dar să nu uităm un pic faptul că de la natură femeile sunt înzestrate, din păcate, cu un procent mai mare de țesut adipos constituțional și cu o musculatură mai puțin definită, care de altfel face să încânte privirile. Am putut vedea și persoane care au o greutate normală, care suferă de această coajă de portocală. Până la urmă, este și ceva ereditar sau ține și de elasticitatea pielii? Ambele sunt adevărate. Într-adevăr, gena e un factor foarte important pentru literalmente orice ce ține de partea medicală și la fel și procentul de țesut adipos. De obicei îl moștenim de la părinții noștri sau în primii ani de viață ne-l dezvoltăm. Pe de altă parte și grosimea pielii contează foarte mult din punct de vedere al fermității. O piele mai fermă presupune o piele mai groasă. Femeile, prin prisma faptului că au un procent crescut de estrogen, un hormon sexual feminin, reușesc să aibă și o piele mai fină, mai frumoasă, dar și mai subțire, comparativ cu bărbații. Deci, până la urmă, nu numai persoanele supraponderale suferă de celulită. În niciun caz. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Mare drag. Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!